Tot ca de obicei, ca Dumnezeu îmi pornește cu handicap orice nu se de pe care aș rog aproape că începe lumea să se obișnuiască cu aceste jocuri și cu acest galop de urmărire de a egala și pe urmă de a câștiga. A fost un joc dominat, cred că, de echipa noastră, cu ocazii iarăși destul de multe, dar, din păcate, rezultatul este de egalitate, am obținut un punct. Urmează o iarnă, urmează un moment în care trebuie să tragem o linie, să vedem ce am făcut bine, ce am făcut rău. Am jucat în acest sezon 27 de jocuri, am jucat 18 în campionat, 3 în Cupa României și 6 în Europa League. Am obținut 21 de puncte în campionat, 8 în Europa League și 9 în Cupa României. Deci dacă le-am fi adunat, am fi stat destul de bine, dacă le-am fi obținut în campionat doar. Nu-mi pare rău că am participat în Europa League și sunt mândru de acest lucru și cred că toți mădreșenii au fost mândri. La fel trebuie să privim că această echipă a suferit enorm din cauza acestor multor jocuri pe care le-am avut de disputat. În acest an am avut și foarte, foarte multe accidentări, din păcate multe dintre sunt foarte grave. Revenind la jocul de astăzi, am avut iarăși multe ocazii, însă era foarte greu în condițiile în care pe banca de rezerve nu mai aveam niciun atacant. Am încercat chiar pe final o soluție extremă, că din păcate nu a dat roade, pentru că în momentul în care Marković a intrat în teren nu a mai avut nicio fază fixă. Trebuie să fim realiști și ne închipuia că putem să obținem tot 29 de puncte sau 30 câte am făcut anul trecut, jucând pe 3 fronturi. Eu cred că este cel puțin un visător. Că această echipă a mai pierdut din omogenitatea pe care a avut-o, pentru că a pierdut, v-am zis, ca urmare a accidentărilor, a pierdut jucători. A pierdut un jucător foarte important pe Eric. Au venit mulți jucători, deci încă atuul nostru, poate cel mai important, eu zic că în acest moment nu mai este, pentru că au fost chiar și astăzi în teren, au fost jucători ce au venit în vară sau au venit pe parcursul campionatului, de Răsinescu, Abraham, Nicandro, Victor, Bud, pe parcursul acestui campionat, Ciucă, deci mulți jucători noi. Trebuie avut răbdare, trebuie să facem o analiză reală și să vedem unde ne situăm, să vedem ce jucători putem să aducem și să atacăm returul cu încredere, pentru că echipa noastră, eu zic că joacă frumos. Din ultim, deci după a doua pauză competițională, tot revin și poate repet prea mult acest lucru, dar din acel moment echipa a jucat foarte bine. Am pierdut un meci acasă cu Petrolul, n-am reușit să câștigăm la Chiajna, n-am reușit să câștigăm astăzi, sunt meciuri care foarte ușor le puteam câștiga. Puteam să scoatem cel puțin un punct la Rapid, dar până la urmă să ținem cont că jocul de fotbal este doar un joc și nimic nu trebuie decât dacă reușim, dacă putem să câștigăm și sunt la ora asta pot să mă declar mulțumit că echipa a jucat fotbal și în toate aceste meciuri și-a creat situații de gol. Prefer o echipă să joace fotbal decât o echipă pragmatică, așa cum ne place nouă să spunem, la statul pe jos, intratul cu targa, ieșit
picioare, începând cu prima repriză și terminând cu prelungiri și cu... Eu prefer o echipă din asta ca a noastră, care riscă, uneori câștigă, alteori pierde, care joacă fotbal, face pledoarie jocului de fotbal și o echipă care, o să vedeți, o să-și revină, până la urmă este o echipă aflată în semifinalele Cupei României, iar rezultatele sunt convins că o să apară ca o consecință a jocului.